trei licitații eșuate și niciun pas înainte pentru colegiul Ion Maiorescu. Cam așa s-ar traduce anii de când bătrânul liceu se află în paragină și cu risc mare de degradare de la o zi la alta. Nici măcar ultima licitație pentru atribuirea lucrărilor unei firme de construcții nu se anunță cu rezultate. Din cele declarate de primarul Nicolae Barbu, vina ar aparține unui parlamentar de Giurgiu care blochează licitațiile și care face tot posibilul ca lucrările la liceu să nu se finalizeze prea curând. Lumea a început să-și dea cu părerea vis-a-vis de numele parlamentarului misterios, așa că deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a găsit de cuvință că trebuie să vină cu precizări. S-a lăsat să se înțeleagă precum că aș fi chiar eu. Vreau să fac o precizare și să vă spun că colegiul Ion Maiorescu este și în atenția mea și nu numai a mea, a tuturor parlamentarilor aleși în municipiu și județul Giurgiu. Fie ei și din cadrul PNL-ului și din cadrul PSD-ului și, bineînțeles, vorbim acum și de doamna Liliana Ciobanu, care este deputat pe PDD. Eu n-am auzit până acum de la domniile lor, precum că nu și-ar dori să susțină, să fie alături de autoritățile locale pentru demararea tuturor formelor de reparație a acestui liceu, emblema al nostru, al municipiului și județului Giurgiu. Și cum deputatul Nicolae Florian nu este parlamentarul care contestă licitațiile de la Maiorescu, au mai rămas 6 de mărturisit. Totuși, cel mai corect ar fi ca primarul Nicolae Barbu să aibă curajul să dea și nume atunci când lansează acuzații.